doamna Cristina. Bună ziua! Tu mi-ai lăsat să mă dau cu figle ruși. Știu că încă nu este ziua ta, dar soțul se pregătește de multe surprize din timp. Iar noi astăzi venim la tine cu 36 de frumoși trandafiri, conform vârstei pe care tu urmează să o împlinești. Să fii sănătoasă! Îi stăpânești, să zic eu, cu drag și cu multă bucurie și iubire, așa cum cei dragi te înconjoară. Aici este tot pentru tine, o șampanie. Asta poți să împari și cu soțul. Toată lumea. Cu tata. Și cu tata socru. Și cu tata socru. Dar să știi că soțul are și niște cuvinte extrem de emoționante pentru tine, ceea ce acum vreau să le și auzi. Mă consider un soț norocos. Nu toți oamenii au lângă ei un om iubitor, înțelegător și harnic ca tine, soția mea. Împreună am trecut prin greutăți, dar și prin multe bucurii. Te iubesc din tot sufletul, iar de ziua ta mă voi asigura ca visele tale să devină realitate. La mulți ani, draga mea soție, te iubesc! Sper că surpriza este pe deplin surpriză. E chiar surpriză. Da. Mă bucur din suflet că astăzi am putut să te surprindem atât de frumos și că soțul, din ce am înțeles, de abia a început cu surprizele. Mă bucur că văd că sunteți doi tineri, doi oameni frumoși care vă iubiți, care clădiți vise și de aici încolo un copil frumos, case, exact. Niki și un copil frumos. Uite că l-am aportat după păsterelii. Te piace, nu? Este pentru tine. Vă doresc o zi minunată. La mulți ani încă de pe acum și din partea florăriei noastre. Îi mulțumim și soprului că a fost complice. Iau. Da. Și că vă dorim în continuare o căsnicie frumoasă, minunată și să te bucuri de băieții tăi. Da, mulțumesc frumos. La mulți ani încă o dată. Să fii sănătoși.